Așa arată robotul care a convins membrii jurului la concursul organizat de Agenția Spațială Americană în Olanda. Modelul a fost realizat de 5 elevi de la Liceul Nicolae Bălcescu și Școala Iuliu Hațeganu din Cluj. De ce crezi că ați câștigat cu acest robot? Păi pentru că luam multe cutii deodată, luam 6 cutii și șinelele ne mergeau bine și mergea repede robotul. Am început să mă implic la începutul vacanței de vară. Mi-am ajutat colegii pe partea de programare și de electronică. Cum a fost concursul? A fost frumos, a fost puțin greu. Am fost foarte emoționat, dar a fost bine. Elevii au fost îndrumați de profesoara lor de fizică și de un asistent universitar. Au lucrat mai bine de o jumătate de an la acest proiect, dar chiar și așa, participarea în finală nu a fost lipsită de peripeții. La final au fost 3 manșe de concurs. În prima manșă ne-am prezentat din cauza emoțiilor. N-au fost atenți nici ei și n-am fost atent nici eu ca și mentor tehnic la faptul că am folosit niște baterii pe jumătate descărcate. Veneam, vorba domnilor gardieni, veneam prima în școală, plecam ultima din școală și este foarte mult. Trebuie să stai foarte mult după ore, să lucrezi cu copiii. Este foarte greu să găsești și copii care doresc să muncească. Profesor a pregătit deja alți 7 copii pentru un alt concurs al Agenției Spațiale Europene, organizat tot în colaborare cu NASA, unde au reușit să se califice în finală. În finală, noi a trebuit să programăm niște sateliți care în momentul actual se află pe stația spațială și acești sateliți trebuie să se spioneze reciproc. Cei doi concurează și satelitul care reușește să facă cele mai multe poze corecte și să le uploadeze pe Pământ, câștigă meciul. Concursul e organizat de MIT, ESA și NASA, ceea ce ne acordă nou un plus, probabil, în viitoarele cariere și intrăm în anumite baze de date și așa mai departe. Și asta cred că este bine pentru noi. Plus de asta e foarte multă experiență, vedem lumea. Finala competiției va avea loc peste 2 săptămâni în Belgia.